Bună seara, doamnelor și domnilor, sunteți la subiectul zilei, sunt Ana Chera. Vă mulțumesc foarte mult că ne primiți în casele noastre cu emisiune Eveniment. Așa îi spun eu și credeți-mă că așa este. Cu ochii la granițe, doamnelor și domnilor, cu ochii la politicienii care își dau cu stângul în dreptul, pentru că sunt fie corupți, fie slab pregătiți, ne scapă războiul care vine din cer. La noi nu se vorbește despre războiul care vine din cer, pentru că nimeni în România nu este interesat să vorbească despre asta, despre războiul geoclimatic. Nu știu dacă vi s-a întâmplat, dar nu vreau să pun acum o lumină proastă asupra celor de la ANM, ei sunt buni profesioniști. În ultima perioadă prognozele nu se mai pupă unele cu altele. Una scrie în prognoză, alta vedem în realitate. Una peste alta, România este pe hartă, la mâna multora, da? La mâna multora, pentru că așa vrea ea să fie. România vrea să fie la mâna multora. În țările lumii dezvoltate, doamnelor și domnilor, de la generali NATO până la președinți și consilieri americani, toată lumea vorbește despre războiul geoclimatic. Repet, de la generali NATO, toată lumea vorbește despre războiul geoclimatic. Adică este un război pentru supremație, un război care se vede, dacă vreți, uitându-ne pe fereastră, care poate să însemne deșertificare, care poate să însemne schimbare de relief, care poate să însemne distrugerea unor suprafețe mari de teren, urmarea unor calamități naturale. Despre asta vorbim astăzi, doamnelor și domnilor, cu generalul Emil Străinu. Este o mare bucurie să-l revăd, să-l revăd sănătos, să-l revăd în spațiu public. Mulți ar vrea să tacă, să nu mai vorbească, să nu mai spună lucruri. Eu mă bucur foarte mult că mi-a acordat șansa de a vă asculta, domnule general. Bună seara! Bună seara telespectatorilor! Eu îți mulțumesc mult că m-ai invitat și noi întotdeauna când am făcut emisiuni, au fost niște emisiuni, să le spunem așa, de colecție care au rămas și vreau să spun pentru palmaresul tău că cel puțin cele mai recente, să nu zicem ultimele emisiuni care le-am făcut împreună, sunt la ora asta vizionate pe 4 continente, deși e greu de crezut, pentru că la noi nimeni nu dă atenție acestui subiect și vom încerca în seara asta să vedem de ce și care este interesul în spatele escamotării imensului pericol pe care îl reprezintă acest tip de amenințare. Eu vă spun, domnule general, nu știu foarte multe despre subiect. M-am documentat cât să fac față unei discuții cu dumneavoastră. Sunt curioasă și eu ca oamenii care se uită acum la noi. Pe mine m-ar interesa, de exemplu, dacă România poate fi ținta unor astfel de atacuri, dacă România se poate apăra de astfel de atacuri într-o oarecare măsură, ca să ne mai păstrăm bruma de stabilitate care înseamnă pentru țara asta în acest moment agricultura României, că de fapt acolo ne luăm hrana. Dacă ne atacă oricine ne-ar ataca și distruge ce avem noi în materie de hrană, eu nu știu, că oricum energetic suntem luați, care resurse suntem luați, agricultura a mai rămas, să zic așa, da, a rămas să ne mai ajute noastră subsistență, pentru că ne luau și pasta, dar strâng cu picioarele pe pământ și dacă am dat pământul sub picioare, nu i l-au luat. Dar e posibil să ne lea și pe ăsta, pentru că să nu uiți că am început revoluția cu o gaură în steag și s-ar putea să terminăm marea trecere la capitalism cu o gaură în hartă. Cu o gaură în hartă. Într-o susținere a ceea ce vom discuta în această seară, doamnelor și domnilor, o să vedeți câteva informații, o să aflați câteva informații care să vă întregească tabloul. Adică cine crede că discuția noastră de astăzi este una SF, eu îi spun încă o dată, oficiali care contează, căror părere contează pentru statele în care ei sunt, știu despre asta, vorbesc despre asta și se gândesc, se raportează la războiul geoclimatic, la un nou tip de război, care înseamnă de fapt nimic altceva decât câștigarea puterii asupra unor state, asupra unor națiuni, războiul geoclimatic. Rămâneți cu noi să vedeți și continuăm discuția cu domnul general. Cel de-al treilea război mondial este în plină desfășurare și nu de azi de ieri, ci de ceva vreme. Declarația șocantă a fost făcută chiar de un general NATO. Nu este un război cu arme convenționale, nu este războiul din Ucraina, așa cum v-ați putea aștepta, ci este un război atipic care modifică dramatic clima în anumite zone de interes, susține generalul Fabio Mini. Dal punto di vista militare si è sempre voluto, fra virgolette, possedere il tempo meteorologico.
Lo studio del 1996 era in effetti uno studio preliminare per avere l'autorizzazione a condurre degli studi per fare in modo che entro il 2025, secondo delle tappe ben precise, ma entro il 2025 si potesse controllare il tempo meteorologico in zone localizzate ma abbastanza ampie in modo da permettere le operazioni militari. Intanto la guerra ambientale non è che sia una cosa che debba ancora venire, sotto certi aspetti è già cominciata. Se noi diamo per scontato che la modifica dell'ambiente meteorologico o comunque dell'ambiente naturale in determinate zone è un fattore di potenza, è così anche un fattore di guerra. Quindi deve essere considerato. Guardi, non è care il clima o il tempo meteorologico, è un moltiplicatore di potenza. Știrile despre ghețari topiți și uragane în Pacific nu mai sunt deja o noutate pentru nimeni, însă schimbările climatice lovesc și la noi acasă. În Parcul Național din Munții Stâncoși existau păduri de pin sănătoși, care se întindeau pe o suprafață extinsă. Tot mai mulți copaci sunt omorâți de insecte, care pot ajunge la altitudini mai mari ca în trecut. Până de curând, paraziții erau uciși de temperaturile scăzute, însă încălzirea globală le-a permis să își extindă habitatul. Fluviul Dunărea, al doilea cel mai mare din Europa, izvorăște din Germania și curge spre estul continentului până când se revarsă în Marea Neagră, pe teritoriul României. Bazinul său este foarte important pentru transport, agricultură și pescuit, însă în 2011-2012 seceta severă a determinat scăderea cotelor apelor Dunării, paralizând transportul fluvial. Mai multe articole de presă au avansat ideea că în Dobrogea, în localitatea Corbu, americanii ar fi amplasat în 2010 un sistem de tip HARP. Se speculează faptul că acest sistem de antene, amplasat de americani sub pretextul testării scutului antirachetă, ar sta la baza reactivării zonei seismice a Mării Negre, cât și a atacurilor de tip mind control din țările arabe. Despre planul militar de subjugare a naturii a scris și Zbigniew Kazimierz Bzerzinski, om de știință și politician polon-american, geostrateg și demnitar, fost consilier pe probleme de securitate națională pentru președintele Jimmy Carter din 1979 până în 1981. Asta ca să înțelegeți de fapt că nu batem câmpii la televizor, că lucrurile se întâmplă și e bine să știm și noi ce se întâmplă cu viețile noastre. Repet, în România nimeni nu-și asumă explicarea unui asemenea fenomen, explicarea războiului geoclimatic. Pentru noi, pe înțelesul nostru, domnule general, ce înseamnă războiul geoclimatic? Pentru că este o poveste românească veche și spune că fiecare fierar își laudă ciocanul, așa spune bancul sau proverbul, cum vrei să spun. Vreau să spun că generalul care l-ați văzut, Fabio Mini, pe care o cunosc personal, un tip deosebit de bine pregătit din punct de vedere profesional, și subsemnatul care îl vedeți în față, suntem singurii generali din NATO care suntem specialiști în război geofizic, în care pare face și război geoclimatic. O să explic mai departe ce înseamnă acest lucru. Problema este că a recunoaște acest tip de fenomene ține de interese la nivel internațional, la nivel continental, la nivel de alianță, de să zicem NATO, și la nivel de să-i spunem organizatoric, de exemplu, de Uniunea Europeană. Și să luăm la rând. Eu am să vă prezint, în primul rând, o mică definiție, pentru că, în primul rând, acest război este contestat. Să vedem dacă există sau nu există războiul ăsta. Trebuie să știți că, în ceea ce înseamnă știința militară, de vreo 50 de ani există niște operațiuni militare care poartă, între ghilimele, numele de războaie, pentru că ele nu mai sunt duse de către militari, ci de către specialiști. Și avem aici, de exemplu, războiul radioelectronic, războiul chimic, războiul bacteriologic, războiul cibernetico-informațional, războiul informatic, războiul genetic, războiul geofizic, războiul geoclimatic, războiul meteorologic și pot continua până la războiul hibrid, războiul holotropic. Și să vedem ce ne spune cartea aceasta, uitați ca să o arătăm, acum mă orientez cum arăt ca să-mi dau seama. Și eu am să le arăt pe rând ca să vedeți despre ce este vorba. Deci este lexiconul militar, Biblia oricărui militar din armata română și care spune așa, am să vă citesc mot, am vorba francezului, ca să nu zică cineva că bag de la mine.
Și spune așa, război geofizic, ecologic, geoclimatic, meteorologic, formă de purtare a războiului total, deci rețineți, război total, în care se folosesc mijloacele și metodele de modificare a mediului militar în scopul de a subjuga un adversar, direct, indirect, pe față sau în ascuns. Deci, așa spune lexiconul militar. Ce vreau să vă spun este că conceptul acesta de război geofizic pleacă de la faptul că orice ține de natură, începând cu mijlocul secolului 20, respectiv după Nagasaki, Hiroshima, deci după experiențele nucleare, poate fi manipulat. Când vorbim de război geofizic, înseamnă că pot manipula absolut totul la scara planetei, adică litosfera, uscatul, marea, oceanele, deci hidrosfera. Pot manipula atmosfera, unde se produc toate fenomenele meteorologice. Pot manipula fenomene din afara spațiului terestru. De exemplu, să presupunem că eu sunt Republica Mali și dețin o tehnologie și m-am supărat pe Senegal și vine un meteorit sau un asteroid mare și am tehnologia asta și îmi dirijez spre Senegal și i-am terminat, nu mai e nevoie să mă duc cu tancuri peste ei, cu mașini și am scos din luptă, pe măi, cu cerere și așa mai departe. Dar de ce să mai trimiți asemenea lucruri? De ce să trimiți armată? De ce să trimiți forțe? De ce să ai tu la rândul tău pierderi când lucrurile pot fi făcute mult mai simplu prin aceste tehnologii de modificare a mediului militar, a mediului înconjurător în scopuri militare? Și acum să trecem la o defalcare puțin la acestei probleme. Ai prezentat acolo despre instalațiile de la Universitatea Fairbanks, că ea o conduce, de la Gakona, din Alaska, HAARP, cea mai celebră și cea mai cunoscută dintre aceste instalații, cu care se poate modifica clima la nivel global, local, raional sau punctual. Deci vreau să plouă în Malta, fac să plouă în Malta. Deși acest lucru nu este recunoscut. Este un... Deși acest lucru nu este recunoscut, adică ce spuneți de fapt? Că... Deci marile puteri au semnat un tratat în 1977, potrivit căruia sunt interzise manipulările mediului în scopuri militare. Dar asta în momentul în care au ajuns la înțelegerea că toți dețineau aceste tehnici, și exact, să se supravegheze reciproc, nu pe ei, pe ceilalți mai mici. Adică dreptatea este pentru dulăi, nu pentru căței. Și eu am să-ți explic niște lucruri acum, ca să fie foarte pe scurt, am să arăt întâi niște cărți. Am arătat faptul că, iată, acest război este recunoscut de doctrina militară. Eu am avut o surpriză zilele trecute când am avut o emisiune, când un confrate de-al meu, general, care e a fost și șef al Marelui Stamajor, a spus că ce înseamnă asta război meteorologic? Asta e de la Dumnezeu, de la natură, de la... Îți dai seama, cineva care a fost în fruntea armatei țării. Aceasta este o carte, curs, care se numește Războiul Geofizic, editat de editura Universității de Apărare Carol I, București, după care învață studenții de acolo. Iată, domnule general, care a fost mare șef al armatei române. Deci, habar n-aveați că ce învățau subordonații dumneavoastră la Academia Militară. Credeți că nu știa? Nu știu despre cine e vorba, dar... Nu știa. Sau nu avea voie să spună. Pentru sau că n-avea... Dacă merg mai departe, e mult mai grav. Nu știu dacă mă înțelegi. Prefer să nu știe. A, spuneți deci că nu știa generic. Da, generic, ca să nu intrați în amănunte. Este mai bine așa. Pentru a înțelege faptul că eu de numai puțin de 30 de ani mă ocup de acest subiect și am căutat să-l promovez pe diverse emisiuni, pe reviste și mai ales când am văzut că nu mai merge prin cărți, am să vă prezint ce am scris eu întâi și pe urmă să vă prezint ce zic alții. Și după care am să vă rămuresc ceea ce urmează pentru noi toți. Deci iată. Războiul meteorologic, da? Geofizic, războiul, da. Războiul geofizic. Așa. Iată o altă lucrare. Războiul geofizic. Aici împreună cu Dragoș Andrei Sâmbu, un specialist în dreptul mediului, marea resetare, o să vorbim despre marea resetare climatică. Controlul precipitațiilor la nivel global. Vorbim despre asta. O altă variantă a războiului geofizic. Aveți aici războiul geoclimatic. Împreună cu profesorul universitar doctor Aron Liviu Deac, un profesor al meu extraordinar, Războiul geoclimatic. Deci este prima carte care a apărut după Revoluție,
și în forma asta mică, că am căutat să o, să-i găsim un loc și să... Să o strecurăm. De ce? Pentru că, de exemplu, tot ce se vorbește la ăsta despre Harpla nu s-ar fi cunoscut în țară dacă nu era generalul dr. Gheorghe Văduva, care a adus materiale din Statele Unite care erau secrete și el le-a făcut la un nivel nesecret și le-a răspândit în armată. După care eu atât m-am îndrăgostit de subiectul ăsta, încât m-am dus în Alaska și sunt singurul european care am pătruns la Harp. Iar americanii au aflat după 6 luni când am fost eu acolo, că am fost în Harp. Ca să înțelegeți cum stă treaba. Așa, acesta este o altă carte care se numește Războiul Geoclimatic. Deci vă prezint cărțile scrise de mine, vă prezint alte cărți. Așa. Aici împreună cu doi specialiști în mediu, dr. Emil Sârbu și inginer Dorian Doru Popescu și Emil Străinu, schimbări climatice, agrometeorologie, intervenții active în atmosferă. Adică niște cărămizi, da? Împreună cu Dragoș Andrei Sârbu, controlul și manipularea fenomenelor meteo extreme prin intervenții active în atmosferă. Cam așa arată. Ca să nu vă plictisesc. Aici altă variantă a războiului geofizic. Războiul meteorologic și HARP. Controlul și manipularea fenomenelor meteo extreme prin intervenții active în atmosferă. O altă variantă a cărții. Dar care este diferit, adică am căutat să apară HARP, arma finală. Domnule general. Nu, stai puțin. Numai 2 minute și încheie. Ok, nu, vreau să vă spun așa, că după ce prezentați cărțile, că asta e important să le spunem celor de acasă care se uită la noi și nu vreau să-i pierdem în niciun fel, sunt convinsă că nu o să-i pierdem, pentru că subiectul este foarte tare. Noi ne punem această întrebare. România poate să cadă pradă unor astfel de sisteme care există peste tot, care nu sunt recunoscute oficial, dar ea se pregătește pentru ceva ce știe că există? Că dacă la nivelul mare din armată se neagă acest fenomen, ideea e să neagă pentru noi ca să nu fim noi puși și să intrăm în panică, sau să neagă știind că, domnule, totuși undeva într-un birou cineva gândește un sistem de apărare pentru România. Noi, repet, în acest moment avem un singur atu, o singură carte în mânecă, agricultura. Dacă nu mai avem agricultura, putem să plecăm de acasă oriunde, că nu mai avem unde să stăm. Exact. Și de ce? Asta este întrebarea la care încercăm să obținem răspuns astăzi de la domnul general. Vă rog să vă continuați să prezentați. Și am să vă răspund, întâi spunându-vă ceva foarte interesant legat de cărți. Ceea ce se numește războiul meteorologic a fost inventat de un savant român. Mai precis o savantă, care o chema Ștefania Mărăcineanu, care în anii 20-30 a făcut să plouă și în Sahara. Fabulos. A făcut niște experiențe uluitoare, ea a fost luată de către guvernul francez, după care a dispărut din peisaj și ea și toate experiențele ei au fost reluate începând din 1947 cu Marea Plumb de către SUA. Dar iată, Jerry Smith în Statele Unite. Războiul climatic, da? Deci ăsta nu mai e român. Deci este felul domnului general de a convinge pe șefii din armată că așa ceva există. Bitva vionosfere. Vă mai cine cine, că nu are importanță, niște mareșali sovietici. Climaticesc e voi în războiul climatic. Niște generali ruși, cam trecut de 20, da? Geofizicesc e o rujie. Ivan Porcovski, un bulgar. Iată, bulgarii studiază războiul și armele geofizice. Și ca să nu zică lumea că ne dăm pe est, iată, războiul geoclimatic și care am să vă arăt aici și la sfârșit este apărut la Oxford, deci Universitatea din Oxford, mai departe. Încă o lucrare care se numește Istoria războiului geofizic și a manipulărilor climatice. Deci am ajuns până acolo încât s-a scris o istorie și la noi nu știm că există. Ca să termin repede, și iată, biosferei geofizicescă e o rujie. Deci armele care acționează în biosferă și în spațiu, în atmosferă, tot ale tovarășilor de la răsărit. Problema este, România este sau nu este ținta acestui tip de agresiuni? Prima dată România a fost ținta acestui tip de agresiuni în 1970, când au fost inundațiile din 70 și 71. Ceaușescu se făcuse prieten cu America și cu Occidentul și Brejnev, care era cu noi în CAER, în Comitetul de Ajutor Economic Reciproc și în traiatul la Varșovia, nu putea să dea în el. Și atunci a zis că hai că dăm pe partea asta cu Dumnezeu, să zică că l-a blestemat Dumnezeu și ne-a pregătit cele două inundații. Cele două inundații din 70 și 71 au fost făcute la noi de către ruși. Cum se poate așa ceva?
Deci, prin manipularea mediului, o să ajungem și acolo. Dacă ai întrebat că dacă suntem sau nu suntem victime. După care noi nu am mai avut probleme cu de genul ăsta. Astfel de ingerință, da? De genul ăsta. Dar lui Ceaușescu îi plăcea vinul de la Murfatlar. Uh-huh. Și în vreo 2 ani de zile a dat piatră și dându-se piatră, adică grindină, înțelegem despre ce e vorba, a distrus via la un moment dat, că nu au rămas decât câteva zeci de hectare, restul numai coarda a rămas, nu rămas nimic. Și au știut să facem specialiștii, pe ce fac? Că eu am șef de guverne, de state care și vin la mine, numai vin de asta. Și atunci militarii au spus, domnule, dacă dumneavoastră aprobați, noi facem niște rachete și vom face să spargem norii aia și cu asta, basta. Și așa a fost făcută în anii 70, prima instalație de combatere a grindinei, deci de intervenție activă în atmosferă, care era secretă și era mult fatală. Rămân ca în perioada următoare, rețineți, după ce se realiza la nivel național sistemul de irigații, de hidroameliorații și de îmbunătățiri funciare, să se generalizeze acest sistem cu la rachete nivelul întregii... în toată țara. Mm-hmm. Nu s-a mai apucat. După Revoluție a venit, o să vorbim ce s-a întâmplat după Revoluție. Bun, mai este o problemă. Aici trebuie să mai amintim de ceva, pentru că nu putem trece mai departe. Noi ne speriem de ploaie, că vine ploaia, că vine grindina, că le inundă. Dar tehnicile acestea de manipulare a mediului înconjurător la nivelul litosferei, adică la nivelul uscatului, pot produce și alunecări de teren, reactivarea vulcanilor, cu tremure, seisme. Deci este arma tectonică sau arma seismică. Arma tectonică, arma seismică a fost prezentată pentru prima dată, S-a folosit pentru prima dată la vedere în 1988, în timpul războiului din Nagorno-Karabakh, exista Uniunea Sovietică, și ca să-i liniștească pe azeri, pentru că rușii chiar în cadrul Uniunii Sovietice îi iubeau mai mult pe armeni care erau creștini decât pe ăștia care erau musulmani, le-a aranjat un cutremur, așa, și nu au calculat bine și până la urmă a fost lovit Armenia, inclusiv capitala. Totul a fost ținut secret până când Ceaușescu a ieșit primul cu ajutoare și a ajutat pe armeni. Deci noi am ajutat primii, deci nici ei nu i-au ajutat. Și după care treaba a devenit publică și nu știu ce. Deci asta a fost prima folosire publică recunoscută după 1990. În urmă cu vreo 2 ani, 3 ani, dacă iei buletinele de știri, vei vedea că au fost foarte multe, așa zise, cu tremure pe fundul mării. Mării Negre, că nu, cu asta ne învecinăm noi. Cu tremură, că nu se știe că ce a fost, că ce e și ce o să fie. Și reține, numai la nivelul prim vicepreședintelui guvernului Turciei, s-a ieșit un comunicat care a spus așa. Dacă cine se mai joacă cu arma tectonică în Marea Neagră, o să ripostăm și noi. Ce concluzie tragi? Nu au mai fost seisme, dar nici ei nu au mai ripostat. N-au dezvoltat. Cumva, n-au deci dezvoltat. A murit foarte simplu. Adică le-au spus că știu. Bun. Erau foarte multe seisme în zona Brăi la Galați. Îți amintești că se dărâmau casele, totul se ducea de-a dura pe acolo? Cine făcea acele seisme? Făceau instalațiile de fractare care scoteau gazele din rocile de șist. Deci acele instalații produceau... Vibrații? Da, vibrații și produceau cutremure și la distanțe mari, până sus, spre Buzău, spre Vaslui. Știi că cădeau casele până Vaslui pe acolo, ieșeau oamenii noaptea din casă. Deci iată că cutremurile seismice, zdruncinăturile pot fi făcute. Astea sunt niște mijloace empirice, dar sunt făcute cu tehnologie. Deci se poate face de la un pupitru central, luăm un exemplu iară, din Ghana, fac un cutremur în Australia, dacă acolo se îndeplinesc condițiile pentru realizarea unui cutremur, adică să fie două plăci, trei tectonice, să fie zonă de rift de întâlnire și pot face acest cutremur fără probleme de la butoane, nu am niciun fel de problemă. Folosind niște energie, niște mijloace, fără să deplasez un om nu în Australia, nici în apropierea Australiei. Deci absolut totul de la distanță. Să ai puțin să termin. După care România n-a mai avut treabă. După ce ne-au terminat ăștia, au închis mine, au luat flota, au luat fabricile, uzinele, au distrus armata, da? Că nu mai avem armata, au distrus ce mai era de distrus, au ajuns la concluzia că, dom'le, ăștia supraviețuiesc foarte bine românește, pentru că au agricultură. Și acum amintește-te în anul 2005, când tovarășul Băsescu se întâlnea pe podul de la Mărăcineni, din două în două săptămâni, cu tovarășul Tăricianu. Să vadă ei cum mai crește apa, s-a luat podul, unde s-a luat apa, au venit apele, nu știu ce. Da, știu. Dar ei știau ce se întâmplă. Deci aici era o acțiune concertată prin care România trebuia scoasă din... Acolo era o chestie de spectacol, că inundația nu era numai la Mărăcineni, era un transfer de țară. Deci trebuia România să fie scoasă din zona legumiculturii, a zarzavaturilor, a fructelor. Deci trebuia scoasă definitiv. Și pe urmă ce a fost? A fost invazia aia
cartofi din Liban, pere din Grecia și asta a fost treaba. Deci am fost coș total. Acum să-ți explic ceva ca să înțeleagă și telespectatorii. O să vă știți obligată să zic ce dovezi aveți că s-a întâmplat. Bun, că a fost ceva mai acolo, asta a fost manipulare. Și acolo. E simplu. Problema este următoarea. Să nu-ți imaginezi că pe vremea aia, mai știu cine era, George Bush, a dat George Bush comandă și a apăsat pe buton și a zis că harpul din America să le termine nouă agricultura aici. Să ia cartofii de la bunul. Sau la rușii, da. La Putin, s-a supărat Putin și nu știu ce, sau al chinez. Nu! Asta au făcut-o europenii, cu instalația Harp Ace Cap, care se găsește la Tromsø, în Norvegia, eu am fost acolo, ea se găsește sub jurisdicția Institutului Max Planck, dar care este sponsorizată de către cine? Păi să-ți explic eu de către cine. De Pfizer, de Bayer, marile concerne de insecticide, de pesticide, de puestele de cereale, de marile concerne care trafichează grânele în Europa și în toată lumea. Și atunci era normal că la noi fiind recolte foarte mari, trebuia să fim scoși după piață. Cum să-l scoți? Că era munue. Băi, ți-am dat ordin, nu mai faci mai mult decât 7 milioane de tone de orez. Păi dacă au ieșit 8 sau de orz, nu știu, de grâu. Dacă ai ieșit mai mult, trebuia să le vinde, că nu le aruncai. Și le stricai piața. Le dădeai chiar sub preț, dar le stricai piața oricum. Că aceasta trebuiau date. Trebuiau date cuiva. Și celor care vă... prețul. Stați un pic. Și celor care spun că ceea ce spuneți dumneavoastră este parte dintr-o teoria a conspirației, că România se vrea a fi ștearsă. Păi da, o teoria a conspirației a fost și COVID-ul. Ați văzut foarte bine. Deci eu de 30 de ani cu asta mă lupt, cu teoria conspirației. Deci trebuie luate cărți citite. Și a argumentat pe caz în parte, că nu avem timp în emisiunea și asta. Iertați-mă, felul în care dumneavoastră, adică documentați acest subiect, repet, acest subiect este cunoscut, oamenii mari ai acestei lumi cu putere de decizie vorbesc despre el. Deci, de ce? Stați o secundă. Colega, aici am o carte care se numește Războiul Meteorologic. Pe asta n-am arătat, am lăsat-o mai lor. Deci pe care am făcut-o cu sprijinul unor prieteni ai mei, într-un tiraj foarte mare, care am dat-o la tot felul de deputați, senatori, la diverse ministere. Citiți-o și faceți ceva. Autograf. Curgă mintea de a o citi, nu știu ce. Vreau să mă credeți că 3-4 doamne după acolo care se ocupă cu alte lucruri mi le-au adus de la coș. După ce am plecat, au pus-o la coș. Numai pentru faptul că era scrisă de mine. Conspiraționistul. Adică tipul ăla care vine cu niște chestii care noi nu putem să le înțelegem. Pentru că dacă veți citi aici, dacă îmi dai numai 4 minute, 5, am să citesc ceva. Ca să vezi ce zic niște oameni. Da. Aveți deci, două minute nu ce zic acum, eu. Vă rog. Numai puțin, te rog. Zice, conform unor specialiști, printre care și generalul Ivan Rodnedin, și zic că o să spun despre ce e vorba, că am aici documentul lor de la ruși. Documentul lor. Așa. Noțiunea de război geofizic cuprinde complexul de măsuri îndreptate în scopul perturbării condițiilor naturale și a formării unor condiții noi care exclu sau îngreunează în mod esențial viața trupelor, acțiunilor de luptă, dar în special viața populației. Deci nu este îndreptată împotriva soldatului, este îndreptată împotriva cetățeanului, a locuitorului. Într-un studiu politico-militar, generalul Dumitru I. Dumitru, care a fost șeful maiorului stat-major și este cel care s-a dus la Ceaușescu cu materiale prin care a dovedit că rușii ne-au atacat. Eu am văzut acel document care este strict secret și la ora asta. Așa, definește războiul geofizic un război care consta în modificarea în scopul distructiv a mediului înconjurător, urmărindu-se ruperea echilibrului existent în natură și declanșarea prin mijloace tehnice a unor fenomene și procese cu efecte distrugătoare asupra populației, reține, a mediului ambient, terestru, aerian și maritim. Arthur Wessling, unul dintre marii specialiști ai SIPRI, Institutul pentru Pace și Război de la Stockholm, e asta care a scris cartea asta, aceasta, așa, spune așa, că războiul geofizic se referă la manipularea mediului nu numai în scopuri militare, ci în scopuri ostile, ostile populației. Bun, mai departe. Un ziarist, iată ce spune unul din cei mai tari ziariști germani, Georg Bauer, specializat în probleme științifice, dezvăluie eforturile și pericolele influențării meteorologice, prezentând toate măsurile care au fost luate în acest scop de specialiști din Australia, SUA, China, Federația Rusă și alte țări, pentru a realiza o bombă climatologică. Se pune întrebarea dacă aceasta este făcută pentru a lovi trupele sau pentru a lovi populația din moment ce se poate declanșa grindină, ceață, inundații, care nu are nicio legătură cu trupele. Colonelul Emanuel Stanislav, definea războiul geofizic, era un mare profesor de la Academia Militară. 10 secunde, domnule general.
spunea că se vor crea instabilități mari în natură. Adică, în natură, orice fel de instabilități. Dar iată ce spune cine te-a interesat pe tine. Vladimir Ivanovici, director științific al Institutului Național de Meteorologie și Hidrologie, ca așa îi spunea atunci, arăta că mai multe țări, SUA, Australia, Statele Unite, Israel, chiar și în Italia, se testează cu succes practica însămânțării artificiale a norilor cu nuclee de condensare în scopul realizării ploilor artificiale de diverse niveluri și ca tip de abundență. Adică faci o ploaie, se uzi grădina, se face o ploaie, face o băltoacă lor acolo. Bun. Iată ce spune aici Arsuma Otmura, directorul Institutului pentru Studierea Fenomenelor Meteorologice din Zurich. Deci un neamț, da? Și spune așa, că în momentul de față sunt în derulare, rețineți, operațiuni care se numesc potopul, era glaciară, vântul, apa și care reprezintă perfecționarea mijloacelor de modificare a mediului înconjurător în toate mediile. Luăm acum publicitate, o să continue domnul general, este un strigăt, de fapt, ce vedeți noastră aici, este strigătul unui specialist care se vrea a fi auzit de ăștia care mai au urec prin țara asta. Deci este un om disperat, care știe carte, are informații și bineînțeles că vrea să ajute. Logic! Rămâneți cu noi! Aș trimite această emisiune pachet către toate instituțiile publice din această țară, începând cu președintele României, Serviciul Român de Informații, SIE, toată lumea, adică statul major al armatei, toată lumea, să știe, dacă nu știe, că se poate documenta de la un om care este încă în viață. Doamne, ajută să trăiască mulți ani de aici înainte. Vorbim despre o resetare, deci perioada pe care noi o traversăm acum, cu multe schimbări de tot felul, cu anotimpuri care nu mai sunt anotimpuri, ca nici iernile nu mai sunt ce au fost, nici veile nu mai sunt ce au fost, ar avea toate acestea un sens. Ar avea, dacă îi spui cuiva, furați chinezul ploaia, adică un fel de înjurătură, înțeleg? Adică se poate să ți-o fure dacă vrea. Cum e că să fure chinezul ploaia? Se poate, înțeleg că se poate. Este un domeniu în care se poate. Așa că zici-o, furați var, nu știu, rușii, nu navele, ploile sau americanii, tornadele sau... Se poate, pentru că se poate. Unde se vrea, domnule general, să se ajungă cu această resetare de mediu? Uite, am să spun unde se ajunge. De exemplu, acum una din marile minciuni este aceea că, datorită războiului, se va înfometa lumea că Ucraina nu mai produce și nu mai exportă grâu. Și cereale, în general. E, vreau să spun că Ucraina produce cam 3,54% din nivelul de cereale al lumii. Păi dacă 3,54% din nivelul total de cereale al lumii înfometează planeta, atunci ce facem când ajungem la 20%? Deci este o mare minciună, ca să ne înțelegem foarte clar. Pentru că chiar dacă e război, grânele le-a luat cineva și le-a vândut. Le-a vândut rușii, le-au vândut alții. Da, și gazele sunt la fel. Adică noi cumpărăm gaze de la ruși. Ce trebuie înțeles? Care este situația noastră în actuala conjunctură? Situația noastră este foarte gravă. Și a României vorbim. A României vorbim. Deci, în primul rând, în noiembrie 2021 a avut loc conferința grupului G8 la Roma, care a stabilit modul cum se realizează resetarea climatică. Documentele acestei conferințe au fost semnate inclusiv de către șeful statului român. La începutul lunii decembrie 2021 a avut loc conferința grupului COP26 de la Glasgow, care a împărțit sarcinile la nivelul continentelor, Europei și așa mai departe, fiecare ce o să facă, în care România n-a protestat cu absolut nimic și a semnat absolut tot. M-ați înțeles? Tot ce au zis ăia, de n-a zis ceva altceva. Plus peste asta, la subsemnătura actualului ministru al energiei, Virgil Popescu, pentru că vorbim aici de mediu, s-a semnat și implementarea centralelor SMR americane, nucleare, 10-12 centrale, mini-centrale care vor fi, se spune că vor fi implementate pe teritoriul României, s-au semnat acte tot, care reține, Dana, nu sunt testate în SUA, nu sunt aprobate în SUA, nu sunt aprobate în Uniunea Europeană, la CNECAN, Consiliul Național pentru Activități. Deci s-a semnat pentru un lucru care nu există. Nu spun inconvenientele, că facem o emisiune numai cu asta, îi fac să plângă pe ăștia. Deci problema este că suntem sub niște hotărâri suprastatale în care noi doar suportăm aceste lucruri. Deci, atâta timp cât la noi nu avem, am spus eu într-o emisiune, oameni cu sânge în instalație, rămânem în situația de colonie care stăm acum.
Asta este problema. Deci nimeni nu reprezintă interesul național. S-ar putea apăra România în acest război geoclimatic? Ar putea sunt să găsească oameni, resurse? Sunt oameni care au promovat, ascultă-mă, sunt oameni care au promovat încă înainte de Iohannis și înainte de Băsescu și de alții, apărarea din punct de vedere alimentară a României și astfel a fost creată Agenția Națională de Protecție împotriva grindinei și de creșterea precipitațiilor și care are în cooperare întreprinderea pentru acțiuni active în atmosferă, care are centre în toată țara, da? Care au o eficiență extraordinară, o eficiență acolo unde sunt super eficiente. Dar ce se întâmplă? Sunt puține. De exemplu, bulgarii au o rețea mult mai deasă. Iar această protecție nu se poate face numai cu aceste instalații care lansează rachete antigrindină, pentru că fenomen extrem nu este numai grindina. Fenomen extrem sunt zonele orașoase, sunt ploile abundente, sunt viscolele, sunt furtunile, sunt tornadele, sunt multe fenomene meteo care sunt, nu mai vin mie acum în cap. Deci noi avem totuși resurse doar deci pentru avem grindină. Avem totuși aceste resurse, există niște oameni existente, foarte bine pregătiți, care există și care deci infrastructura are există. Dacă noi mâncăm încă o pâine bună și mai avem niște lucruri bune în agricultură, datorită acestor oameni. Și vreau să spun că la Autoritatea Națională acolo în frunte este un general. Un general care are grijă de treaba asta. Iar din coace sunt oameni la fel foarte devotați și dedicați. Ce le-ar trebui lor ca să poată să fie bani? Bani pentru ca acest sistem să fie, să împânzească, să folosim un termen așa ca să înțeleagă toți, întreaga țară și bani care să școlarizeze oameni pentru că acolo nu poți să-i trimiți, spunea Vasile, care până acum s-a pala șanțul să apese pe buton. Adică acolo trebuie să ai meteorolog care interpretează situația aeriană când e zonă orajoasă, când sunt norii convectivi și așa mai departe, convectivi și așa mai departe. Deci trebuie să ai niște oameni foarte bine pregătiți și care să analizeze situația și să spună, băi, acum facem treaba asta. Pac, apeși pe buton și a rămas merele în pom. Și ne putem bate cu sistemele astea care sunt super performante și care pot acționa de la distanță? Deci, în zonele, deci, Dana, în zonele unde ele sunt deosebit de eficiente. Dacă s-a întâmplat, reține, dacă s-a întâmplat cumva, la un moment dat, să mai cadă, ce se întâmplă? Există în orice fel de acțiune de asta și un grad de hazard. Adică foarte corect, da. Există și, pe domne, cum să spun, îți dau un exemplu, am avut de protejat 10.000 de hectare. Domne, și anul ăsta, deci 9.500 sunt super, dar 500 s-au dus. E, dar dacă erau toate 10.000 calamitate. Care este zona cea mai descoperită din România în momentul de față? Zona, de exemplu, acum nu avem niciun sistem în Dobrogea. În Dobrogea? Pe sud, pe zona Bărăganului și a insula Marea Brăile, Balta Brăile, iarăși nu avem. Pe partea Olteniei avem. În Transilvania avem. Într-o emisiune viitoare, dacă vrei, o să te aduc și hărțile. Hai să văd dacă m-aș am bucura cumva să faceți asta. Numai puțin, te rog. Deci poate am și precis. Nu mă joc aici. Lucrăm pe... Între timp vreau să vă întreb așa. Care credeți că este explicația pentru care România nu se pregătește în zona asta, care este extrem de sensibilă și care nu presupune armate, deci, flancate, nu știu pe unde? Am să-ți explic ceva. De ce? Deci eu, generalul Emil Străinu, am participat după anul 2000 la reuniuni științifice în peste 70 de țări. Reține ce voi spune în continuare. Pe banii mei s-au invitat de alții. Niciodată nu m-a trimis statul român. Dar eu reprezentând statul român acolo. M-ai înțeles? Bun. Este vorba de bani. Deci, cum poți să ieși tu ministrul mediului, acum 4 zile, 3 zile, că a fost ziua mediului sau ziua... Barna, așa? Și să spui că România importă lemn. Păi era să mănânc televizorul ăla. Adevărul că unele lucruri deci, sunt... Luați emisiunea să vedeți. Nu vreau să spun aici pe ce post, dar se poate ști. Cum poți să spui prostia asta, domnule, că România importă nu știu câte milioane de metri cubi de lemn. Dar cum poți să ai neobrăzarea asta? Să mergem să vedem emisiunea. Nu spune eu, spune el și să mergem la acte, să vedem. Deci ce spuneți cu alte cuvinte? Din cifre, asta e cu totul altul. Deci ce spuneți cu alte cuvinte? România deci, cu alte cuvinte, nu bagă bani în povestea asta pentru că nu vrea, pentru că nu are bani? Sau nu, că bagă, nu bagă bani pentru că nu se vrea din exterior. Deci țara asta nu este condusă. Vreau să înțeleg ceva. Este vorba de interesul național. Interesul național într-o țară este dat de clasa politică care conduce acea țară. Logic. Clasa politică care conduce în acest moment țara, în marea majoritate sau în mare parte din ea, este o clasă de mafioți, hoți, bandiți, vânduți și așa mai departe. Deci știi că noi avem câteva mii de oameni în posturi de conducere care au făcut studiile în străinătate și sunt obedienți acelor organisme?
Vezi, Fondul Monetar Internațional, Fondul Economic Internațional, școlile lui Soros și așa mai departe, care nu servesc interesele României. Deci eu am fost cu ei afară. Și am fost afară cu luptă. Pe de altă parte, înțeleg totuși că rețeaua asta a fost creată de cineva cu minte și cu suflet de român, da? A zis, dom'le, hai să facem ceva, să apărăm totuși agricultura României. Sunt niște lucruri, dar întotdeauna se fac cu sacrificii, cu oameni care, cum să spun, care se chinuie, care se bat. Deci totul se face foarte greu, dacă vrei extrem să... De greu. Extrem de greu. Extrem de greu. Există cineva care va întreba din partea statului român în legătură cu aceste informații pe care noastră le cunoașteți? Adică cineva care să fie curios, domnule general, bem o cafea împreună. Spuneți-mi, uite, am de apărat bucățica asta de țară. Ce pot să fac ca să o apăr mai bine? Am să răspund foarte cinstit, fără să mă pui să dau nume. Deci au fost niște oameni care s-au interesat, m-au chemat, am stat de vorbă și a zis, pentru că cel puțin doi dintre ei erau mai în vârstă decât mine, a zis, bă, băiete, tu trebuia să te naști peste vreo 20 de ani, nu acum, ca să vii cu chestii de-astea. Pentru că acum noi nu putem hotărâi nimic aici. Păi, și atunci am început să fac urât, pentru că nu, adică nu putem hotărâi la noi acasă. Cum să nu putem să hotărâm la noi acasă? Adică hotărăște cineva ce fac eu în casa mea? Domnul general, care este finalitatea neimplicării statului român în chestiunea asta pe care noastră o cunoașteți foarte bine și asupra căreia eu nu am foarte mare control, dar vă ascult și gândesc asta, logic cu mintea mea. În problem, da. Care este finalitatea neimplicării? Deci dacă nu facem nimic... Vreau să înțelegi tu și telespectatorii ceva. Resetarea la nivel global, care reprezintă o bătălie între suveraniști, cei care vor să păstreze statele naționale unitare, fiecare cu treaba lui, indiferent că sunt în organizație, că e în Uniunea Unității Africane, că e nu e, că e în BRICS, că e nu știu unde, și globaliștii, pentru că noi totdeauna înjurăm pe ăștia, pe, cum se numesc, în general minorități, nu vorbim de minorități în general, deci nu mă refer la ceva, dar nimeni nu înjură cea mai mare și cea mai periculoasă minoritate din lume. Care este? Acea minoritate enorm de mică de bogați, care ne exploatează pe noi 95% din populația globului. Pentru că să-ți pui problema. Ce fac ăștia cu banii? Știai că, de exemplu, acum există un proiect în următorii 15 ani. De ce? Eu am și văzut totul. Ce se face? Cum se face? Că se va construi un oraș spațial cu 50.000, 60.000 de locuitori, unde marile elite vor sta acolo, cu grădini botanice, cu elefanți, cu crocodili în piscină, cu... Deci ăștia sunt banii, urmarea subjugării proștilor sau săracilor sau... Ca să înțeleagă telespectatorii, e foarte simplu. Românul când are bani, ce face? Își face o casă cu 16 camere, am dat mereu exemplu ăsta, cu 16 camere și el stă cu tot neamul în bucătărie că e mai cald. Dacă are și un cal, îl bagă și pe el pe hol. Și restul ține așa o casă mare. Bun. Sau iau o mașină, un Ferrari de nu știu cât, lui Fisul, care abia și-a luat cadet și o bagă în primul pom. Exact. Și mă omoară și 2-3. Exact. E, ăștia, ce fac cu banii? Păi cu banii fac următorul lucru. Fac cercetări. Dom'le, să găsim... Remediu pentru asta, să facem... Nu, da. Să găsim elixirul tinereții, să prelungim viața, să realizăm teleportarea, să realizăm bilocația, să... Din altă realizăm, lume, spuneți, adică din altă lume. Foarte mari, foarte mari, care cer foarte mulți bani. Adică ei nu se gândesc la lucrurile astea mici. Adică noi suntem la... Ai noștri sunt la stradă de grădiniță, să fură, să duc acasă. Asta e toată povestea. În rest, aici se rezumă totul. Nu la altceva. La nivelul la care suntem. Și m-ai întrebat unde duce. O să ducă la următorul lucru. În primul rând, eram la o emisiune de televiziune și am început să spun pericolul. Și când am început să spun descertificarea României și am început să spun cu Oltenia, pentru că eu am lucrat acolo, Oltenia Militară, știu ce se întâmplă sudul Oltenia. Deci noi în 20 de ani, dacă nu se face nimic, vom avea, începând de la Calafat și până la Fetești, un semideșert. Să ne înțelegem foarte clar. Wow. Semideșert pe bune, deci nu poveste de... Stai să vezi. În filme. Deci vom avea un semideșert care va fi acolo. Dar numai acolo. Să prefigurează un deșert și în sud-est. În nord-vest. În nord-vest. Un semideșert se prefigurează în Podișul Moldovei. Adică eu spun care analize făcute din punct de vedere pedologic. Știi ce înseamnă, da? Da. Bun. Și din analizele climatice în timp, asupra precipitațiilor, cum ele s-au schimbat. Pentru că a ieșit la televizor prietenul meu, că sunt prieten cu el. Concluzie, vă rog, concluzie. O concluzie. Da? Prietenul meu, Roșca Sărescu, și a zis, doamne, uite, cum să vin de la noi de pe deșertul, că noi avem nu știu câtă apă. Păi da, prietene, dar știi că debitul la alea, multe apele alea care sunt, este la 60%, 55% decât era acum 10 ani?
Nu mai spun de cât era cu 20 de ani sau nu. Deci s-au topit toți ghețarii, Scărișoara, peștera Muierii. Deci nu mai avem ghețari în țară. S-au terminat ghețarii. Știi că nu, că se topește oceanul înghețat de nord. O să avem oceanul dezghețat de nord. Deci pleci de la Londra și te duci la Tokyo de trei ori mai puțin timp decât acolo, că sunt interesați. De ce eu topesc? Nu topesc eu. Mă înțelegi? De ce sunt interesați? Sunt interesați economic, da? Pentru supremație economică. Deci este subjugarea economică, asta este. Subjugarea economică. Știți ce vreau să vă spun, domnule general? Că este, n-am control, adică gândesc mintea mea și mi se pare absolut logic ce spune și toate documentele pe care le arătați demonstrează că sunt foarte mulți oameni care se gândesc foarte serios la asta. Atât vă spun. Dacă există oameni așa cum sunt domnul general Străinu, nu ar fi bine să ne uităm la dânsii cu atenție și să profităm că există? Să profităm că există? Atât spun. Vă mulțumesc foarte mult și aveți întotdeauna mine o gazdă pentru ceea ce vreți să comunicați. Dacă mai stăm sănătoși și ne mai lasă, mai facem. Mulțumesc tare mult, domnule general Străinu. Doamnelor și domnilor, a fost o emisiune de eveniment. Dacă ajută Dumnezeu, mai facem și altele. Eu îmi doresc tare mult. Doamne ajută!